Radu Mazăr este primarul Constanței, iubește sporturile extreme, femeile, petrecerile și se declară un excelent dansator. Tot în pași de dans vrea să fenteze și justiția. Radu Mazăr are un contract de închiriere pentru un dormitor de 680 de metri pătrați, accesul la baie și la bucătăria vilei de pe malul lacului Siutghiol. Vila în care stă domnul Mazăr și terenul de 4400 de metri pătrați sunt de fapt controlate de prin interpuși, tot de primar. Ca atare, casa și terenul sunt pe două firme, doamnelor și domnilor. Nisipul S.A., S.C. Nisipul S.A. și APV Media Turism. Nu. Pe 4 noiembrie 1988, Radu Mazăre, doamnelor și domnilor, a fost numit în funcția 1998, a fost numit în funcția de administrator al uneia dintre firme, S.C. Nisipul S.A., funcție din care s-a retras. Da? Deci firma care are casa. În 2013, Radu Mazăre a acordat împrumuturi de 362.000 de euro firmei Nisipul S.A. Firma este a unui grec. Mai sunt câțiva acționari, dar și fratele, celălalt frate al lui Radu Mazăre, Mihai Mazăre. Și la societatea APV Media, acționari sunt Victoria Gabriela Mazăre, adică mama edilului, și Mihai Mazăre, fratele acestuia. Cineva care are bani curați nu se silește să-i ascundă. Mie mi se pare că avem de-a face, din ce prezentați, cu o încercare de a ascunde o situație locativă clară. E o bătaie de joc să închiriezi dormitorul și accesul la baie și la bucătărie. Da, adică e jignitor pentru bunul simț. Am încredere în instituțiile statului. Pe de altă parte, am mai spus-o de multe ori asta. Fiecare trebuie să jucă crucea, adică fiecare trebuie să plătească pentru faptele sale. Pe 1 decembrie 2005, DNA a început urmărirea penală pe numele lui Mazăre, iar la 5 ani a fost trimis în judecată, alături de Nicușor Constantinescu și alți 35 de inculpați în dosarul retrocedărilor ilegale. Procurorii au vorbit despre o rețea care ar fi retrocedat 100 de hectare, păgubind astfel statul român cu 114 milioane de euro. În acest caz, DNA mai vorbește și despre un teren de 8.300 de metri pătrați, din care face parte terenul, dar și vila în care locuiește acum Radu Mazăre. Conform unor discuții ambientale, fratele edilului Constanței, Alexandru Mazăre, ar fi încercat să rezolve cumva situația și a apelat la Cătălin Voicu. O soluție favorabilă aici le anulează pe toate celelalte. Domnul Alexandru Mazăre, normal, am priceput, domnule, las-o la mine, nu consider-o rezolvată.